După mai multe loturi de prune și mere interzise în Rusia, a venit și rândul la 20 de tone de struguri să primească aceeași interdicție. Asta anunță direcția Roselhoznadzor pentru Sankt Petersburg. Astfel se menționează că un camion din Moldova a fost reținut pe teritoriul unui depozit temporar din regiune și asta deoarece în timpul controlului fitosanitar în strugurii proaspeți au fost găsite ramuri vii ale unei buriene periculoase, aceasta fiind un obiect reglementat de normele de carantină în vigoare în Uniunea Economică Eurasiatică. Întâmplător sau nu, dar decizia părții ruse vine în timp ce președintele Igor Dodon se află într-o vizită de lucru la Sankt Petersburg. Precizăm că doar în ultimele două zile, circa 20 de tone de prune și alte 20 de mere au primit interdicția de a fi livrate pe piața rusească, motivul fiind același prezența unui virus periculos.